Coai, mare, mare plăcere ce să te cunosc, fratele meu. Îmi pare bine. V-ați întâlnit? Nu, nu ne-am întâlnit mai noi, numai... Trăiți, uitați, am găsit o canapea de interviu aici, șmecheră, rău de tot, deci e... Atâtea persoane importante astăzi aici. Noi frumos aici. M-am uitat ieri la podcastul de la Bici. Eu aveam treabă cu Quick și am trecut ia mă, te rog eu frumos. Aveai să... Trebuie să-i aduci niște bani. Și că Quick are o datorie la mine pe care regie, tot se trage. Nu știu unde să stau, că nu-mi dau. Trebuie să stai ori pe jumătate, ori pe jumătate. Stai pe canapea, că pe mine mă văd ăștia într-una de 3 zile, de 4 zile. Ia, zi cum e. Ia zi, tat. Nu e așa. A, mă, că e bun. Hai, mă, că nu e ca la noi. Avem o canapea nouă la Windows Shopping și de-aia vreau să invit pe toată lumea în emisiune. Să ia loc vadă pe canapeaua. Deci și acum asta face de vreo lună, merge în locuri să vadă canapele. Și dacă vrea vreun sponsor să-mi dea bani, o să zic că e de la ei. Nu scrie nimic. Uitați-o, canapea avem, Coca-Cola. Avem cea mai tare canapea Icos. Ăștia de la Hits Foods niște canapele de rup. Am primit o canapea Aldis, care se ia cu șuncă. Cât să stăm cu chelari? Zice lumea. Canapeaua Lidl, nu? Avem canapea Martinel. Bine. Martinel, da. Da, bine, venim pe canapeaua Lidl, că poți să ții canapeaua salam Cristin pe ea, știi? Sau? Poți să ții salam pe ea. De la Lidl s-ar putea să mai creadă lumea, că am mai scos aia șlape, au mai scos papuci, au mai... Da, da, stau, mă, drăce are ăștia Adidas și Lidl. Toate edițiile, țiplă, DS. Da? Da. Frumos. Într-o zi o să valoreze mult. Și șosete. Nu cred. Da. Nu cred, nu. Dar la un moment dat erau, adică... Da, da, da. Era un magazin 40 de lei și... Da. Eu de fapt am fost plătit să duc discuția spre Lidl. Ai venit cu a venit și Costa Galben pe el, da? A venit și Galben cu albastru. Mulțumesc oamenilor mei, aștept bani în cont. Nu uitați, Pilos, cel mai bun la... Cei de la Lidl au promis lui Delery că îi dau aia 5 de bani. Stai că mă sună Shelly, cred că zice, bă, nu mai zic. Bă, nu mai, oprește-te. Bă, vă rog eu, sau poate zice să mai dai branduri. Regie... Da. Dumnezeu din regie. Vezi că mi-am uitat telefon. Scoateți-mi și mie ecranul, că intru pe mail, vă rog eu frumos. Nu să vadă Pornhub-ul. Mai slingbag. Și eu iei cu totul. Scoate-ți de la pe aia, să nu vadă ce are laptopul pe între ele pe aia. Se repoare. Ia uite, frate, că nu vrei, atunci atingi, știi, împrumuți o mașină, ți se strică ție. Cu cheia? A fost o noapte lungă. Da, cred că e ok, cred că e ok, acum. Da, păi de-aia am adormit aici. George, acum. E mult mai bine, bro. E perfect. Trebuie să-i arăt sample-ul lui Del. Pentru că o să fie o surpriză și pentru tine. Uite ce facem un sample. Opa. Cât ți s-a făcut ultima? Ai muncit mult să-l caut? L-am făcut eu. Ah, ok, și te templează mă rog, Quick pe tine. Nu. Eu l-am luat. Ce zici? Am auzit-o ieri, fast. Ai văzut-o ieri? Da. Nu, pe asta. Păluscu. Melodia! Da, mă, de acasă vin ăștia. Dar ce, are și bas pe ea? N-am trimis bas. Se pare. O aud în fiecare zi. A, pe asta trageți. Dar aici e altă zi, e pian. Mă auzit-o de numai, lasă-mă. Da, 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 știu că mi-a dat Quick, sunt trei lumbiți, știi? Stai, că scolă-i Quick. Mi-a dat fix același lucru de două ori, încă băi, nu. Băi, e tare sample-ul ăsta, mi-amintește de aia cu... Avea Guess What, o piesă veche cu un sample din ăla. De aia, mi-amintește de aia. Cum se nu mă, e inadată pe repede. Știu. Nu, ce aia cu copii? De când să aminți? Că mă vrei? A, da. Mi-am nu știu, așa mi-a adus capul. Bă, dar vezi că mai după aia aici. E acum... Da, nu, iartă-mă, am trimis eu prost. Nu, una de la Rust, care acum merge Artur cu bebelușul tău. Tracțiunea așa. Unu. Cu o voce tot de asta, de Chip și Dale. S-a amplată din asta, nu? Chip și Delirii? E din el, s-a dat el pe el repede. Știi ce zic? A, speed up. Cum îi zice? Tu poți să pui și muzica acolo? Da. Da? Caută Ras Speed Up. Ras Breath. Scoateți ecranul puțin, că nu știu dacă am închis mail-ul. Dar ce a spus, mă, mail-ul ăla, mă? Dick pic. Da, adevărul e că, da, mă, mail-ul e ok și private. Ras Brief. R-U-S-S. Oh, frumos băiatul ăla, îmi place de el. Îți place că e plătos așa? Nu, că ăsta, că își face pe treaba lui tot. În fiecare zi vorbim la telefon. Și azi m-a sunat. Băia, fain. Da, cu aia. Cum se numește piesa? Brief. Brief, nu? Ras, da. Brief. Eu nu știu engleză, bă, oameni buni, eu sunt ungur, nu mă nu, putea. Nu, dar eu... Tu ești ungur? Da, Radu-i. A, da, e cu... Da, e Bacovia cu... E Bacovia. All I ever try to do is help you understand and grow.
Și iată pentru cine a intrat mai târziu pe live, asta e piesa trasă de băieți, ziceți cum vă dă, cum vă place. A terminat piesa, fericire! Ia zi, fericire! O notă de la 1 la 10 pe chat. Haideți, zice, dă un pic mai tare, quick. Dublu V sau M? M de mijloc, e M. Și acum avem să imperativ. Nu știu versurile, când au doar din gură. Mă, din gură, așa. Mă ceartă. Mă ceartă. Ce tare, nu? Hai și tu cu mine. Bă, dar nu știu versul. V-am mai venit ce doar dăm din gură. Cu ăsta, cu... Cu? Tecași. Tecași. Tecași, 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 Salvamar. Și nu, bă, adică prima oară am zis, bă, dar cine pula mea zici că e Jenna Jameson, așa, de când s-a îngrășease. Perioada e mai neagră, mai supărăgeasă și cea mai... Păi se îngrășease mai... că a fost la nudăr și acolo. Ia mai bagă-ți mine, da. Știi cum e? Bă, lasă o dracu de treabă, bă. Bă, dar că... tu 45.000 de euro și nu ți-ai luat un laptop, mă, băiatul meu, trebuie să te învăț în ce să investești, bă. Bă, tată, asta bă. L-aveam de la drept. Păi da, mă, dacă își mai lua unul, nu mai avea 45.000. Ești nebun la cap. Ce faceți? Faceți treabă? Fac acum se începe. Și v-am stricat. Nu, 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 live. Nu, e, nu e, noi practic, aici, frate, noi practic streamuim o sesiune. Dar știi cum e la studio? La sesiune mai apar și neinvitați. Da, ne-am venit. Băi, Bacovia. Mereu vine câte unul și începe. Bă, aseară a fost la ruștiu. Și la final, la final totul le trebuie. Bă, să-mi da și mie 10%. Am fost acolo, am mâncat un semn. I-am zis acolo să bage duma aia cu... Și cu... Cu piciu, cu ras, cu aia, da. Cam aia suntem. Bă, intru iar pe mail. Ocazia asta... A plecat George în recunoaștere? Nu. Cea, ce faceți? Eu am venit pe interes aici. Cum v-a ieșit live-ul? A mers simplă sau... Până acum? Cu... E bine. Glitch-uri, da? Da, ce glitch? Că se ocupă echipa foarte perfect. Adică păi da, am venit să ne vedem venit. Ce am face venit să ne ia producția și să rămânem în curgol aici, nu? Da. Sunt eu cu Emi în persoană și cu drăcea care... Bă, să știi că nu ieri, alaltăieri, am dat un freestyle de oră jumătate cu Quick, într-una. Băi, doamne, de nebune, așa. De toate tu prezinți sau Drăcea prezintă? Toți. 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 Toți prezintă. Da, uite, și de azi și tu prezinți. Azi să faci autotune-ul pe păi am avut auto... A, da? Acum când prezint, nu? Era genial. Pană da, să-mi scoate ecranul, te rog frumos. E scos. Ce am vrut să zic, mă, să mor, că... A, da, mă, eu, Drăcea și Emi, în persoană, suntem așa hoștii. Mâine nu sunt eu, că-s cu Marco aici, facem piesă. L-au băgat, nu? Cu Drăcea și... De-aia râd, așa-i? Păi că pe mine e greu. Au băgat mult în copilărie, au băgat mare ecran, știi? Vorbesc mult și prost eu și-mi place să scriu aici, să vorbesc. I-a băgat ecranul când a zis să-l scoată. E o intervenție pentru Bacovia, de fapt, mi-a rugat toți tovarășii lui. Băi, nevorbit ăsta cu aia, nu mai... Se roagă de mine să-i mai lași și pe aia, să vă roagă, bă, bă. Var diferit. Nu te știu, bă, la Beach, please, cauți acolo săptămână, zi. După aia îl trimit la Survivor. Băi, fii atent, fii atent. Să-i vorbească pe aia până mor acolo. Fii atent, că m-am gândit. Eu dacă vreau la Survivor... Pauză de la absolut. Ascultă, eu nu mănânc om. Eu mănânc foarte bine. Te îngrași, ce să mai zic? Mă îngrași, te duci acolo și te îngrași. Deci dacă mănânc acolo, când primesc așa mâncare din aia, că dacă câștigă echipa mea, când primesc, eu nu mănânc. În fața celorlalți... Nu e 90. Nu știu, o dau la o pisică, la un cățel, la un... Eu m-am gândit la afacere să... Așa l-am exportat, 90. Știu unde filmează, am aflat. Cu... Să mă duc, mă duc cu burgeri. Da, da, da. Și da, le așa. Zic... Da, mănânc întâi și după aia zic, bă, e pe frumos, 1000 de euro. Și îmi dați când ajungeți acasă. Vorbesc direct cu ProTV-ul din banii pe care vi-i dădeau vouă. Dar pui să și semneze. Să se deconteze. 389 BP. Cu nevastă ta la telefon. Eu aș face așa. Vii ei. Să apese butonul, știi, că o fac ea cu rușii. Gata. S-a transferat. Ia burgerul. Ce bun e în filmele alea, că i-a trimit 300 de miliarde deodată și pe ING, dacă scoți mai mult de 15 milioane, te sună aia. Ce s-a întâmplat? Da, ce cu suma asta mare deodată? Da, da, da. Și de unde, de unde ai banii ăștia? Da, exact. Ți-a intrat 200 de euro pe PayPal, ce e aia? Vezi dar acum spus... toți vor să știe. Da. Și Revolutul vrea să știe. Vezi că ai scos 30 de milioane, stai dracu pe tine. Da, e normal, mula mea. Bun, o să iau eu. M-am dus odată la bancă mai de mult, când trebuia să te duci chiar acolo. Și eram și cu taică mea. Și trebuia să scot niște bani și proveniența acestor bani. Clasica întrebare. Și... E tare. Eu serios așa le-am zis. Sună foarte bine. Vânzare de droguri. Și să dai și tu pe refren, gen peste.
aia s-a șocat așa și s-o uită la taică-miu, știi, căutând scăparea. Și taică-miu zice... Ce să mai, doamne, noi știm ce am zis. V-ar interesa? Bine, după aia am bifat toate alea, din fondul de pensie, din ajutor pentru ciungi. Donație. Donație. Știi cum e. Donație. Donație de pe Typestream. Ca băieții. Ce vrei, frate, dacă donează oamenii, uite, că eu dacă fac un live și oamenii donează, de ce e? Asta e, o donație, frate. Sunt un om cu dizabilități, vorbesc mult și prost, sunt handicapat, mă joc într-una. Bă, da, merge o... Ce? Să o spălare de bani. Hai că acum aud și l-am... Bă, apropo, ce live, a venit de live. Noi suntem live constant. Oameni buni, tot ce vedeți aici, să țineți minte că e entertainment. Tu... Da. Da. Când vindeai tu droguri, că acum nu mai. Acum nu mai, m-am plecat de filmulețe de astea. Ce? Păi normal, în turnul... Severin acolo s-a terminat. Ai vândut, mă? Nu, mă, ce? Păi nu mai contează acum la închetă, că e fumată. Nu mai, frate, pe așa erau toți în Severin când stăteam. Așa, și tu nu poți să justifici banii. Da. Aia. Și îi donezi lui pe live. Și el îi scoate... Merge, dar tot eu rămân și fără bani. Da, mă, dar tot te întreabă lumea, de unde a avut ăla bani să-ți doneze? Tot ele la. Cine te întreabă? Să uită seriu la live-ul lui Bacovia? Să mă trezesc cu o donație de aia, dar fără să vreau. Stau ăia. Cum merge berechet? Scrii versuri sau ce faci? Da. Bă, doar că le scrie pe comment. Le scrie lumea pentru mine. Bă, ăștia de păcet, dați fiecare cât un vers să-mi scriu versuri. Cum ar fi? A, ăsta, da, chiar. Am scris versuri cu chat PLM, știi? Că scriu aia de pe chat. Păi vezi că e tare ideea așa să-ți dea oamenii versuri, să le iei tu, să le așezi pe acolo, să... Ca să nu... Berechet e de fapt 1000 de oameni. Într-o 1000 de flori. Da, exact. Mă, duc să-l chem și pe George să se uite la camere. Și... Cheamă-l. Să-și facă viața. Dar oricum nu cred că avea la valieră, nu? Da? Gen, n-avea la valieră până acum, nu? Nu știu. Asta mă întreba și... Vine George. Pană, te iubesc. Zici și tu pentru înapoi. Pană. A, tu nu te auzi? Rare, și tu ceva, și tot pe versuri ești? Nu. Mă chinui și eu să iau bruturile, da, de la sample-uri. Să... Ne apucăm de versuri, are și abia după ce ne dăm beat-ul mai tare. Da, astea, da, exact. Vibe. Să fie, acum să fie stăm bun și nu. Sample-ul. Da. E bine. Chiamă-l. Să-ți facă viața. Da, e bine, băieți, nu uitați, mai sunt doar câteva zile, dar ce zic eu câteva zile, mai sunt, ce? Am crezut că ai vorbit cu mine. Mai sunt 2 zile și câteva ore și puteți să vă luați bilete, luați acum, cât sunt ieftine. Ne întoarcem la băieți. Sunt fanul tău, îmi scrie cineva. Am întrebat nebunul Leginea și răspuns, nu ești atent, Dan Diaconescu. Aoleu. Sare, bici, please, în sus când mă pun la microfon. Bun! Bun vers. Vezi că e bun. Deci, rare, doamne, Bereche s-a apucat acum să facă ești versuri brânză, cu chat-ul. Cum? Nu ești brânză, că ești topită. Bun. S-a apucat, are deja un vers, vezi că e foc ăla. Cu sare, bici, please, un aer. Mă mir că Bereche nu se emoționează. Auzi, bă! Mă mir că Bereche nu se emoționează la 1900 de persoane. M-ai auzit? Păi sunt super emoționat. Asta antifonează foarte bine. Foarte bine merg căștile astea. Și să facem un capul la plec. E la M40-50? E M40X, cele mai bune căști. Băi, la 2000... Nu. La fel ca și canapeaua ta de la Audio-Technica. Da, da. Foarte bună canapeaua. Nimic nu mă oprește, dau din picioare ca un pește. De la Universal Audio. Vreau un canapea cu plug-in-uri, dar mai bun. Talent. E bună. Tu aveai beat-ul făcut și doar te faci aici. Să mor eu, dar nu stă pe pariuri. Așa fac. Și aici introduc firma de pariuri. Dar faceți unul să fie și Bereche și Rare. Vlad Dobrescu. Sunt Berechet și nu sunt absent. Merg. Băi, sunteți criminali. Mamă, mâncați și cum sună. Aha. Ia auzi, Berechet, ia auzi. Auzi. Cum să încep? Nu, ziceți cum să încep, gen. Nu vers așa, Iurea, cum să încep? Bag o tobă acum și ne apucăm. Hai, zice, hai. Zice totul cum încep. Așa e.
Nu am pic de bun. A, faceți o piesă, faceți o piesă de dragoste de Valentine's Day. Ba da. Întotdeauna m-am gândit să fac o piesă de asta de dragoste și dai, sunt doi băieți pe ea, știi, suntem sau gang așa, știi, aha, 6 oameni. Bă, dar cum suntem... cum este? Nu știu. Asta e ideea de grăsă și știi, te știi și mereu peste bluză așa. Băi, am fost la Beach Please la da? La astăzi podcast. Hmm? Am fost la Beach Please la podcast. Și? M-au făcut gras, mă. Cine, aia din chat? Ăștia, nu ăștia care mă filmau acolo. Mă. Pe bune. Bă. What the motherfucker. Deci nu știu, au pus... Da, la de... Te umflă, a, așa. Tu zici cum te-au făcut ei să pară, am crezut că ți-au... Să par gras, nu mi-au zis că-s gras. Asta cream, că în timp gras ce filmă aici, ă, grasule. Da, da, și eu mă gândeam la fel. Noi i-am arătat pe Pană și mă gândeam, și Pană a făcut așa, gen. Da, eu am zis, gen. Da. Cred că avea filtru, dar pusese pentru Bacovia. Ca să pară viu. Să pară viu. Se umple gaura din piept. Dar unde-i Bacovia? Și după aia m-a scos pe mine, sunt direct. Moroșanu. Berechet, sângele în vene de poet. Corect. Așa ce? Berechet, sânge în vene de poet. Mi se pare corect. Din casă. Bine. Ia ziceți, băieți. Berechetul top, versuri cu... Da, ți-ai notat ceva de la... Mamă, eu... Bă, ce crezi că am făcut? Eu citeam versuri, dar era o grămadă. Uite câte sunt. Au trecut. Are, eu eram... Și albumul. Eram... Albumul, gata! Haide, mă, quick să trag. Ce să mai creștea să fac aici? Berechet, poți zice bună Claudia. Bună Claudia. Dă bună like. Claudia. Asta, așa se înceapă. Ne pupăm, Claud. Așa se înceapă o piesă. Bună, Claudia. Ești bună, Claudia. Frumos. Mi-ai dat clamidia. Să ce? Am crezut că e concurs de rime. Bă, Drăcea a dat ieri freestyle, să știi, cu fructe și legume. Cred. Frate, vezi că mâine... De la Lidl? Mai ai mândru de el, da? De la Lidl erau toate. Ia uite că a intrat Emi, facem schimbare. Salut, salut. Haideți, luați un loc la... Ziceți, are provocare, Emi, nu? Nu, n-am. Cred că și-a luat acolo, sus, acum, promovare! Salut, salut! Cred că și-a luat el ceva nașpa, ies și eu două secunde. Păi nu e și că poate are cu tine provocarea. N-am. Păi el cred că de-aia iese. Aparat, dacă poți, te rog. Da, mi se pare mie sau Dracia începe să chelea asta? A, e clară treaba. Ne-am prins! Bun! Dracia! Nu, mi se pare mie. A luat de la hai mine. Hai intrăm toți. Intrăm toți în joc. Intrăm toți în joc. Ok, ok. Deci astăzi, din câte m-am prins eu, că am un creier AMG, fraților, intrați pe mâine elementul ăla. A plecat. Emi a primit provocare să-l facă chel pe Drăcea, nu? Da, începe, are început de chelie. Ah, deci ne băgăm pe Drăcea, toți. Toți. Dar nu, Drăcea. Sau putem, cu ce zici, să dăm la 100? Drăcea ăla-i părul tău? Așa a vrut Dumnezeu. Ah, ok. Cine e Dumnezeu? Dumnezeu? E... Ce întrebare e și asta? Bă, eu chiar încerc în momentul ăsta. E mai multe. Încerc, dar nu se aude ceva, nu știu de ce. Ce faceți live? Ia stai mă, să-mi iau și eu telefon. Și încerc să-mi dau seama ce căcat mai are acest laptop, iar. Ce trebuie zice? A, păi n-ai ultimul model, mă. N-am ultimul model de laptop, de aia. Trebuia să-mi-l cumpăr deja. Ai tu AMG, da. Mi se pare corect. Ce-ați făcut până acum? Avem ideea asta. Sample-ul ăsta. Da. A, gata, mă, știu de ce nu se auzea. Băga mea și... Bă, mi-a pus un băiat aici, multi-output. Să iau carbasanul la trântă, lui băiatul ăla. Bă, stai mă, să iau carbasanul la trântă înseamnă să iau băiatul la trântă, gen? Da, să-l iau în brațe și să mă dau ăsta pe el de pământ, ca la wrestling. Ah, ok. Berechet, sângele-n vene de bag... De bagabot. Bă, și ăsta a început să înjure după. Sânge-n vene de bagabot. Haide, Fatu, arată ce poți, stai cu Berechet dacă știi să te porți. Corect. Bă, Berechet face jocul. Berechet face jocul, să dă la porți. Berechet are un zâmbet de berbec. Ridică mâna toți. Pula mea. Și pentru cei de acasă, să știți că a început să se lucreze și la grafică. Cum e? Cum e? Ia, hai să vedem. Cum e? Acolo cum e? Am și paharul aici, de fapt. Să mă arăt Spania, dacă înțeleg cum se întâmplă. Vezi tu cu mine? Nu vrea nimic. Nu se aude spice-ul deloc, nici dacă închizi proiectul. Nu aud nimic.
Mai bine nu mă mai pui deloc. Scrii doar pentru că... Cred că vine Sfântul Restart, eu așa îl simt. Vrei să mă pui și pe mine? Dar știe, mă, laptopul ăsta, Restart? Bine, dar fii atent, să nu fie chicios, știi cum faci aici? Gen, nu ne lași color. Tu mai distrăm puțin? Un culor de roșu, gen, fix cum e fundalul. Stai și cu fratele meu. Dar nu umbre așa, gen, da, știi ce zic? Da. Să fie ca și când din inimă, i-ai dat să sugă? Fie o curare. Și oricum o să fie un pic chicios. Dar i-a lăptat? Eu zic că poți mai bine. Stai că ăsta avea și el un rol aici. Borare, și ia vino să vezi dacă-ți place artwork-ul. Păi eu deja nici nu știm cum e piesa. Poate mai bine. Trandafir și nimioare. Întâmplat ieri. Ieri Alberto Grasso s-a prăjit tare și a început să abereze. Vrea un cal alb cu o viperă cu gâtul galben, el călărește calul cu o sabie de mână. Adică vă duceți full dacă vă duceți. Da? Nu, eu vreau ceva frumos, romantic, așa. Puteți să puneți alea cu spor la cafeluță și un trandafir, Artur, că e ușor. Am cerut-o. Da, dar n-am cerut-o. Da. A, nu știu. Hai că o să am cerut, da. A, ce? Ah, bine că poți să vii tu cu câteva idei, poți să spui niște cuvinte cheie și se face artwork-ul după cum vrei tu. Ia zic că cum merge treaba aici la Paris? Nu merge, încă îmi face schimbe laptopul astăzi. Da, putem să încercăm mai multe variante. Eventual salvează și ideea asta. Să avem să... De bă, ăsta-i somn. Nu am chef să merg. A dormit cam prost cu Central Sea azi noapte. Redacția îmi scrie că nu e bun. Mai încearcă artwork. Știi că dacă îmi pun acum în bagi beat-ul cu găinile, s-a terminat. Știi cum e tagri aici? Deci, oameni de pe chat, unde sunt oamenii? Unde mă uit? Ia, aici cred că. Oameni de pe chat, care sunteți? Oameni buni și oameni răi și oameni așa. Sunt toți cu mine. Diseară, după toată nebunia, vă promit un freestyle de 5 minute cu beat-ul cu găinile. Dacă mă lasă bereche, desigur. Mă lasă acolo? Beat-ul cu găinile, un freestyle. Normal. Mersi mult. E tare beat-ul ăla. Acum faci beat cu ina și după aia cu găina. Are cu găina. Faci tu separat, frate, că noi nu. August, nu, mă, eu freestyle, da, Caterinca, nu are treabă cu voce. Quick forța aici. Ungurilor. Corect. Mi se pare corect. Vrei să vă bag un freestyle în ungurește azi? Yo, egg mega fost un botagumi gheți irte de fogoio labo. Pula mea, atât aș zici că citești ingredientele de un pachet de biscuiți, așa. Stai, mă. Hyundai. Ai... Iubesc Hyundai. Hyundai. Iutra. Eu am răbdare. Chill, bro, adică suntem în vacanță. Bă, nu vă prea tare, da? Păi deja m-am pus să beau. Suntem în vacanță, stați liniștit. Am pus bine bereche, deja și scria ceva. Mă doare la pate. S-a băgat în aror, că asta îmi place, mă, că berechi chiar zi, mă, în ungurește. E băgat implicat. Pe treabă. Cum zici implicat, da, în ungurește? Implicoș. Zi ăsta, Bacovia, bagă în ungurește. Eu aveam o poză, eu cu... eram într-o poză cu Oscar și încă cineva, plentile, da, mă, și am postat și că dacă eram ungur, ne numeam Migoș. Nu te aud. Da. Așa, apropo, să știi că ne implicăm toți azi în provocarea. Deci ce nu facem, ok, am înțeles. Ați fost subtili, oricum, ai ca încercat, un tank rusesc. Eu? Bă, azi e cu rog, scoateți ecranul, iar nu mai pot. A, drăcea începe să mă gândeam că eu, coaie, că eu îmi pun la noastră. Bă, ești îmbătrânit și... Azi e concursul? Efectiv, nu mai pot. Nu. Nu? Bă, știi care-i duma? Ce-mi place cel mai mult, că ăștia mă fac bătrân în Caterinc, așa, dar eu îi îngrop pe toți. O să torpăm, dar nici nu vin la mormântarea voastră, ce pula n-am ce face acasă. Cine te cheamă, bă, la mormântare la mine? Nu știu, mă. Să-ți scoateți ecranul, vă rog frumos. Cine știe, mă, poate se pune în ziar, că știi că mormântările se bagă în ziare. Cum ar fi? Dacă ajunge mormântarea mea în ziar, îi zic să mă încinereze. Păi, cred că e, nu? Nu e, mă, că nu sunt așa, nu sunt... Andragogan. Dar nu, mă, nu, dar se gen nivelele alea mari. Nu, ascultă-mă, la mine în Sfântul Gheorghe că moare cineva spune ziar în rubrica de jos, nu? Anată robă. First page. Pula mea, se undeva acolo, pe pagina 12, am un rechet la vădă când aia. La țâțe goale. Da, probabil. În Ungaria mai sunt ziare? În mica Ungarie? N-am mai fost de mult, dar încă se citește. Ce pula mea coaie. Sunt și în română și maghiară, îți dai seama. Bă, dar am văzut articol că Vali Vigelie a primit o stea pe Walk of Fame, da, acolo, în LA. Și serios... L-a plătit pentru ea, mă, n-a primit. Așa zis... Păi nu și Bogdan de la Ploiești? Nu, eu sunt Bogdan, doar că am văzut pe story. Păi și Cristina Pucean, bravo. Păi și eu. Eu nu cred că sunt cumpărate. Te costă $10, că am fost eu. Ah. Sunt stele de astea goale și stă un mexican de la cu litere lângă și dai $10 și scrie. Mă jur că așa e. Ăștia au făcut, vorbeau pe la antenă pe acolo. A, deci asta e pe bune, era ceva așa. Da, mă, da, normal. Și poți să scrii ce vrei tu. Ca la Scrabble, da. Am pula mare pe scrii pe stea acolo, exact.
Genial. Și ăștia au făcut emisiuni. Aici. Domne, și-a cumpărat ăsta, stai, a dat 50.000 de euro. Ce să-mi iau în presă, că a dat nu știu păi cât. Păi da, să n-aveți încredere nici în presă. În presă, da. Și Caterinca, da. Cu aia. Deci era un din ăla care, practic, oricine venea, indiferent că ești chelea pului, dai niște bani și îți bate. Da, mă, stă un băiat, că sunt, sunt o grămadă de steluțe de-astea fără nume pe ele, care urmează să fie gravate, știi? La care avea pe cineva în lei să scrie... Vine un băiat acolo, un mexican, să pune lângă și are ca la Scrabble, un săculeț de la cu litere. Ia zic, cum te cheamă, știi să scrii? Da, vijelie, pac. Și îți face poză cu telefonul, după aia vine altul. Scrie ce vrei tu acolo. Genial, genial. Cuicule, ai reușit, mă, ceva? Ne pregătim. Ce, care e problema, mă, Cuicule, mă? E o zi din aia, mă, doare în pule, ești nebun. Așa? Deci, păi da, de ce, mă? Lumea pe chat. A, dar știu, păi nu deci ai nimic. Nevoie. Păi, dar rezolvă-le, mă, că trebuie să le rezolv. Păi, mă, văd eu. Le-ai scos mereu. Că berechetă aici abia așteaptă să scrie. Gata, stau jos. Cu aia, n-au nimic, ești nebun. Rareș, tu la ce te gândești acum? Scoate-ți-mi ecranul o oră, vă rog frumos. La ce mă gândesc? Mă gândesc să pun pe laptopul meu, să pun sample-urile ca să putem să scriem eu și berechet ceva. Aia zic. Până băiat, rezolvă. Inovativ, Rareș. Să chemăm pe un producător adevărat, nu, nu pe un guru ăsta mândrie. Și cu un laptop mai de Doamne ajută. Da, strica gheboasă boxa aia, nu? Aia. Da, nu, că merge, numai că au trebuit. Da, și merge pe laptopul lui. Sunt și ieftine. Să chemă și un producător azi. Vă rog frumos. Că de 3 zile dai gheaga. Auzi, dar tot alea piratate le-ai? Da. Waves-urile alea din 2000? Alea vechi. Tot stinge licențe pe ascuns. Tot alea vechi le-am. Fii atent, învăț... producție. Să te învăț eu un plugin de ăsta de la Waves, nu-ți mai trebuie nimic, care de toate. Care, cum îi zice? Bundle-ul ăla. Gelea Vocals. Ăla, tată. Gelea Vocals. Dar nu, că nu, nu bă, sunt curios. Altceva nu merge. Nu, mă, cu ăla faci treabă. Gelea Vocals merge. Ăla, doar atâta. Îl punem azi, dacă vreți. Fii atent. Îți vinzi toate pluginurile. Da. Ți-ai Gelea Vocals și ți-ai Gelea după aia. Mercedes. Corect. De restul banilor. Corect. Sfaturi pentru... pentru tinerii antreprenori. Pentru tineri care își cumpără toate plug-in-urile. Care își doresc că foarte să mult. Devină... E extrem, nu? Că de când piața producătorilor românii dau banii pe plug-in-uri, e jale. Toate vin aici să investească, ai văzut? În artiști români, în producători români. Aici... Antares următor se... Păi da, că se învârt și mulți bani, mă, aici în producție. Au făcut producătorii la bani, producătorii de rap. Famă, mai ales ăștia sunt, vechi. Sunt... Sezi e milionar. Da, da, toți, da. Sunt monștri. Aveți un încărcător? Da, n-am, aici. N-am, uite, are el. Da, producătorii... Ia-mi ăla de la laptop, oricum nu mai are nevoie. Da. Producătorii au ajuns să fac atât de mulți bani încât au dispărut din țară, au plecat. Au da, 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 ultima dată am văzut cu rolsuri pe Nordului, pe acolo. Dacă stau aici, mă văd? Și rapperii, la fel. Da. Păi ei și pe ăla, de la OTV, pe Diaconescu, cum îl chema, Dan? Dan. Erau fratele meu și Dan, nu știu. Nu ți-o știe, am lucrat cu el mult. Pe producție, pe Dan. Tu îi făceai jingle-urile alea? Da. Da. Aia, de? Unde ești tu, brânză de ce mergeai cu un copil? Băi, eu zic să rezolv chestia aia, că în Samara Jackson. Ți-a zis Dumnezeu? Nu, nu, asta am zis-o de la mine. A, de la tine? Te văd așa. Bă, eu n-am emoții, adică sunt cu berechet și cu urăreșică, frate. Într-o oră am terminat piesa. Voi oricum aveți jumătate de oră, adică aveți că sta până zic. Când? Până la live. Vezi că mine, băieții, piesa, până... A. Nu e un timp anume, adică depinde cum merge treaba. Da, mă. Noi de obicei mai stăm, mai facem freestyle-uri cu Quick, mai ne distrăm. Că eu cu Quick acum, e prima oară de 3 zile sunt cu el în studio și chiar ne-am voibui bine, gen. Chiar vreau să lucrez cu el niște piese după ce terminăm asta cu live-urile. Da, dar vezi... poate pui și tu... Nu, poate pui bani să și așa un laptop. Da. Ei, de pula voastră că merge. Merge? Gata. Stai să văd dacă e... Eu vreau să văd și de ce e acum, stați, că nu e chiar așa. Vreau să văd ce a fost. Licența a fost, bro. Să nu se mai întâmple. Ai schimbat ora și data? A, păi haide să stăm să faci, da, investigații. Știi că trebuie să schimbi ora și data când expiră licența și îți mai dă o lună. A, da? Păi da. Stai, da, da, bro, ia. Cum te descurci, bro, acolo? Nu știu să fac asta. Ți-au dat niște indicații, niște chestii? Nu ar cum, da. Pentru că, nu? Da, dar mai mult m-ar ajuta niște poze. Ce, la sânge sau ce, șosea? Nu, e o picurie. Nu mai ai baterie niște. Cum dracu? Hai, uite, vină ei, împărțiți în două. Ok.
poate să vină cineva, vă rog frumos, din echipă să ne pună la... dispoziție un IQOS? Am venit. Pune asta la încărcat acolo lângă PlayStation. Cool. Te rog frumos, mâncați-vă gurile voastre. Poze cu ei? Păi aici o să vorbim dacă... Da, bine, poate să facă și acum dacă tot lucrează. Da, uite că începe. Bă, pană, de ce ai zis, mă, că mă văd? Că nu apar. Merge asta cu altă culoare, că nu se vede. Nu, nu, nu s-o face nimic, că nu merge laptopul. Păi îți dai seama, oare de pe ce site-ul o fi luat virus quick pe laptopul ăla? Chiar sunt curios. Da. El de-aia s-a gândit că dacă o dă quick așa, nu să iau virusii. Dar nu țin cont ăștia ai de-aia. Așa aude mereu quick după ce termină. Dă-a quick. Și o dă și mai repede, că de-aia ei să zice quick. Da, was quick. Mai repede! Dar nu dă asta de așa. That was quick. Ce? Gen, nu dă asta de drill. Zice quick că termină repede. Drill. Da. Ce e legit, e un fact. Dar termină repede, mi-a explicat. Uite, deja a făcut beat-ul. Ia vezi. Începe să prindă formă, oameni. Da. Atenție. Poate puțin mai ca noi. Uitați, ca noi. Că și noi am prins forme. Da, stai. Mai ia și păream un monstru. Nu ai zis că e beef cu el de la, de la Beach Please, de la podcast? Pobele, da. Nu ai zis că e beef cu el, că a uitat efectul ăla de la el? Ce? Ai zis tu că ți-ai părut că erai mare în, că... a, da. În videoclip și s-a lăsat efect de la, de la tine. Ce efect? Că ți-au pus aia efect când ai fost la podcast la Beach Please. Asta ce BPM e? M-au făcut pe mine să par mai gras 47. În filmarea aia. Cred că e străciuită imaginea la ca să pară... Aia, altă soluție să nu. Să pară mai fat, așa. Ei filmează pe 4x3 și tu o fac mai scris. Ei iau beat-uri grase, producții grase. Nu te e grasă. Nu mă referam la video, n-am zis ce prostii, pană, iar nu ziceam asta. Și mă găseam eu să zic, știi, că eu în pula mea permiteam. Nu te mai lua, pană că se enervează și mâncă zahăr. Uite, abia asta e o muială. Suntem ok, nu uitați, iubește, mai sunt 3 zile să luați bilete ieftine. Tu ți-ai luat bilet la Beach Please? Normal că de panică, eu credeam prima oară că să scumpesc pe 14. Nu, luat. Până... Da, de fapt e până pe 18. Da, mi-a arătat că sunt un fel de Albert. Da. Pe lung, bă? Da. Albert? Da. Mi-a zis că se cântează iar tot. Da. Mi s-a părut că seamănă cu psihotrop. Mai loc. Și cu psihotrop. Foarte mulți oameni pe chat au spus că sunt psihotrop, dar nu vă niciun moment. Da, la ochi. Degrabă la Albert. Mi se pare că așa e acceptat orice am zis noi acum. Am zis, bă, frate, tu stai foarte mult cu Marco Glass. Foarte multă lume în chat îmi zice mereu că sunt Marco Glass. Sura moții de program. Parcă poți să-i dai BPM mai rapid? M-ați întrebat, poate. Da. Aveți că bă, se mea super drept, mult cu, nu știu, cu Bema. Iată, mă, bunicul tău sau tatăl tău? Stai așa, cum... Ochii lipsi? Nu, bunicul mai are păr și acum, mare și creț. Ce ciudat. Doar calb. Da. Ți se pare că îi chelește? Da, de ce mă întrebi asta? Se pare puțin că ai... Cam e început de chelie? E la spate. Da, o să rămân cu barba și bingel. Aemu, deja. N-am mă ce vezi. Aemu, cu aia nu vezi că ți-e fruntea mai sus cu 40 de cm. Cam fruntea mare, bă, dar cum s-am început de chelie, mă, nebunule? Cu aia ei, părul tău trebuia să vină de aici. Uite, aici. Da, mă, trebuia să am așa perfect drept, ești nebun. Aia ți-a spat și lasă dracu de tine. N-am, fii atent, hai să-ți arăt ceva. Serios? Gata? Hai să-ți arăt o schemă. Serios? Ce? Hai că mă întorc, că ați comentat aiurea de... Oricum nu-l suportam pe deliric. M-am scos. Să zicem de el acum. Vezi? E ok? Stai. Mai vrei mai repede? Mai house așa, buți.
simți? Păi aia și da, dar eu zic de BPM acum. Nu e prea rapid totuși? Și cum îți intră cuvintele? Da, mă, e bine. Nu? BPM-ul. Nu mi se pare foarte fest, adică mi se pare potrivit. Eu îl văd mai... Îl vezi mai rapid. Știu grupul, dar eu te întrebam de BPM acum, știi? A, e tare. Că așa pot să-i fac și lui drill-ul și ție ăla, știi? Uh-huh. Uite, starea la afro așa. Pe mine? Plac astea afro așa. Mă vedeți, chat? Chat, mâinile în aer. Mâinile în aer. Stânga, pucea dreapta. Pucea evident, stânga. Pe ăsta rapid. La fel de rapid ca și scumpirea biletelor care în 3 zile și 5 ore. BAM! Două zile. Două zile mă erau mult. Bă, se vede mă că am dormit aici, mă, mâncat așa că nu mai știm zilele. Mai aveți mă 2 zile și 5 ore mai exact. Se scumpesc biletele. Cumpărați-vă dacă încă n-aveți bilet. Dacă vreți să vă cumpărați bilete pentru prieteni, cadouri, chestii, go for it, că după aceea se scumpesc cu aia, o să fie undeva la, nu știu, probabil 500 de lei, 400 și ceva de lei. Aveți acolo că-i tăiat, oricum, dacă nu aveți bani acum, plătiți 15 euro, vă rezervați locul de bilet și după aia plătiți diferența, dar atenție, nu o să plătiți diferența la prețul scumpit, dacă vă rezervați de acum, o să plătiți diferența la prețul de acum, ceea ce-i deal cu aia și aveți timp până la sfârșitul, până la începerea festivalului, gen. Adică, genial, 75 de lei ți-a rezervat biletul. Oricum o să fie toată România, mama, abia aștept la Beach Place, abia aștept să fac așa la Beach Place. Genial. Ah, ce viață frumoasă. Cum merge, băieți? Mă uitam la chat. Radeș, văd că s-a pus pe scris un pic așa, nu? Da, e parcă e puțin foarte, e prea rapid pentru mine, da. Păi comunică cu domnul de la Teșghea. Păi da, eu am probleme cu programele aici. Păi da, dar poate să ducă poate partea ta mai... Păi nu, că nu putem să facem double tempo. Eu tot aș dau, puțin mai încet aș dau. Bine, facem. Mai lent. Am zis că-i? Da. Eu așa o vedeam. Vedeam, hai, o, nu 90, dar hai, 100, na. Chiar și 110. Cât are acum? Care vreo 140. Sunt fanul tău și vreau să spun că mi-au pus bile pe pulă. Superb. S-a auzit perfect pe chat. Da. Te-a salutat la frumos. Felicitări, mă, băiatul nostru. Și noi suntem fanii tăi de când ți-ai pus bile pe pulă. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Bun, ce vocal mi-a dat. Și să-ți trăiască bilele, băiatul meu. Mult și fără să ruginească. Sper că-s din ăla, din periuță de dinți. Vorba vine bine. Berechet, din nou cu voi, hai să nu dăm înapoi. Mamă, ăla e vers de refren? Ce ne place la amândoi. Pau, Doamne, Dumnezeule. Dar da și continuarea. Nu mai pot cu aia, nu merge nimic azi. Nu se lasă ce tu, nu se lasă. Stai mă că intră băieții la microfon să dea culoare piesei. Da. Pot și eu quick să pun ăsta la încărcat la mine? Ce mă, ce râzi așa? Poți să și eu să mă uit? Asta. Băi băiatule, da, nu se poate. Ce zic ăștia? De faza asta, băi, băie, e prea bună, n-ai cum. Dar ce mi-e stai? Dă-i seama că ăla a zis, mamă, sigur, dacă dă play e tare, gen. A mers la noroc, oare dă play la mesaj? Glumeam, știi, da? Genial, genial. Să nu dăm înapoi, bile în pulă la noroi. Bile în pulă la gunoi. Exact. Ce? Să nu dăm înapoi, Berechet, din nou deci, cu voi. Auzi cum încep. Nu vreau zi. Să te sun, vin cu formație să-ți cânt. Și de aici zi tu. Nu ce? Vreau să te sun, vin cu formație să-ți cânt. Gen. Crede-mă pe cuvânt, să închei așa. Nu mă, nu, că de-abia încep, stai. Și ai chis. Nu vreau să te sun, vin cu formație să-ți cânt. Tu ești la geam. Nu mai pot cu aia cu ăsta. Să fie un film de ăsta, gen, eu vreau să-i zic unei fete. Vreau să-ți cânt, dă-mi adresa ta, ajung acolo curând. Nu? Ar merge. Merge. Asta da. Știi ce zic? Cu mandolina la geam, frumos.
ta 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 na 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 cele mai tari linii. Păi le dăm eventual pe pre sau ceva. Da, strofele să facem vedea, un pre de la eu le-aș, le-aș vedea repuite strofele. Repuite, nu? Da. Deci o să dai un pre-refren din ăla angelic. Să... Vedem. Ceva vedem, rău de tot. Vedem, e foarte greu să ne ridicăm la nivelul refrenului, la nivelul sample-ului. Dar încercăm, vedem. Nu, dar încercăm, gen, dar dăm o... Vrei să faceți încă un refren? Nu, 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 nu. Ziceam un pre-refren, dacă facem un pre-refren. Da, da. Cântat. Păi trebuie să facem un pre-refren. Tare. Vedem. Eu zic să vedem, să ne facem da. Strofele, să ne facem strofele, să vedem cum e, dar din nou, quick, zici. Nu poți dai puțin, puțin mai slow? Mm. Pe bă, mine, bă, bă, da. Stai că eu nu înțeleg ce, nu merge nimic cu aia. Ai îmbătrânit, bă, quick-ule, mă, numai de tine. De ieri până azi. N-am bătrânit el, mă, laptop. Aici, revine, o scoate quick până la capăt. Cu asta se ocupă. Rezolvă situații de genul. Parcă se duce așa un pic în... How can I be homophobic? My man is gay. Cum era aia ta? Cum să zici că-s homofob? Tovarășul meu e gay. Da. Dar a făcut mă deja doc aia, nu? A făcut-o în română doc. Am făcut-o înaintea lui. Da? Da. Ok. Dar nu e la fel. Nu zici că sunt homofobic. Tovarășul meu e gay. Noaptea se dă cu ulei. Se dă cu ulei. Se dă cu ulei pe piept. Piept. Și după... În rect. După să fac freestyle, ți-ai să mă înveți. Se dă cu ulei pe piept. Auzi. După în rect. După îi dau rec. Rec. Dau una plec. Plec. Îl fac ciment. Plec. Era de la net, nebunesc. Net. Era de la net. O iau razna. Deci dacă era de la net toată treaba, o iau razna. Nu era mă de la net. Dar ce are mă? Explică-ne și nouă. Ce nu merge? Dar ce? Ce nu merge, de exemplu? Ia să vedem. Că ce? Nu se leagă? Nu se aprind? Nu se... Pișatul ăsta în pula aia, au făcut update, nu știu ce au făcut. Bă, nu mă pricep la Mac deloc. Mă bate, orice Mac mă bate la modul în afară de iPhone. Așa că îmi pare rău, quick. N-am cu ce să te ajut. Dar sunt sigur. Bă, de unde aveți numărul meu, bă? De ce îți dau un mesaj? Iute! Wow. Vezi că... Dar nu, cred că-l știu pe ăsta, cred că-l știu. Mi-a mai scris. Dar știi, nu te mai sună unii cu număr ascuns, cu des te dubioșinii, nu? Da. Eu nu mai mă sună din câte zile așa. Bine, nu, des, rar. Dar nu răspund și dau bloc la numere ascunse. Cum dracu dai bloc la numere ascunse, Bacovi? Poți, poți. Gen... Apelant, ascuns să nu mai... Da, e, poți, setări, e complicat, iPhone, da. Am încercat și eu odată. Eu mai bine le răspund și le zic, băi, îți dau bloc, mă. Dar cu unul odată i-am răspuns și am vorbit și face, Bacovi, aș fac eu, da, frate, ce zici? Bă, Coaie, scuză-mă că te sun, era două dimineața, două noaptea când mă suna omul. Scuză-mă că te sun, frate. Da, chestii de genul. Și zic, bă, Coaie, bine, frate, dar e pula mea, nu te gândești și tu că e două în pula mea. Ce l-ai, ce l-ai certat? Nu, 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 de-aia am zis așa, băi. Bă, frate, scuză-mă, și am zis, ia zi, mă, tu ce mai faci, de pe unde? Nu, și te gândești că ăla te-a sunat, Coaie. Nu m-a mai sunat după aia. Ăla te-a sunat că e drag rău de tine. Da, da, da. Dacă da, vezi că e fan, mamă, eu apreciez rău de tot, bă, parcă mi se rupe sufletul să fiu Grant. Da, mă, eu nu zic că nu apreciez. Și la două dimineața dacă mă sună păi, și e fanul meu. Dacă încep să te sune 10-20 de oameni? E, păi, dar de unde au numărul meu, zici? Păi de la organizatori, de la pula mea, și eu pun să dau numerele noastre. Da, bai, și tu dreptate, Bacovia, bine. Dar eu țin cu ei. Ia ziceți, mă, ce, dacă vreți să vedeți numărul lui Bereche pe ecran acolo, să-i dați mesaje. Dați mesaj lui Bacovia. 0722543722 și ultima o ghiciți voi, aveți 10 încercări. Pula mea, se poate. Sunați-mă acum. Sau puteți, dacă vreți să dați sigur de mine, știți numărul de urgență. Chiar n-aveam chef să fac the hard way treaba asta. Asta e, frate. Asta știi ce înseamnă, nu? Faci beat-ul manual? Știi ce înseamnă asta? Dumnezeu te pune la încercare. Iar când simt Dumnezeu... că nici bine cu BPM. Nici nu pot să cobor, tu ai mult, că nu mai e drill. Adică, poate tu nu vrei drill. Păi nu vreau neapărat drill.
Nu să faci drill. Da, nu, vreau să sune, o vedeam gen așa, rap din ăla, știi, sincer în puii mei. Tu cum o vezi, mă, Berechet? Văd, el o vede dreaptă. O văd bine. Da, o vezi în direcție bună, nu? Mie-mi plăcea mult cum sună acolo la 90 sau la 100. La mine, de tot. O să se schimbe, da. Alea, nu? La mine se face altfel. Păi da, nu. Că de fapt, oricum era dublu. Sample-ul era, practic, mult mai rapid. Practic, era la 170, 100, nu știu cât dracu era. Inima mea nu mai poate fără tine, pentru că, okay. Pentru că am nevoie de freșul. Atunci de nu mai e drill, să știi. Păi nu drill, nu contează, ce important e să fie. Băi, eu zic să face să sune blană, bă, până e drill. Dacă sună bine, nu? Mie îmi place mai mult așa cum sună. Adică tu Rareș nu ești fixat neapărat pe ideea de drill, n-am, aia zic. N-am neapărat un genre pe care vreau să-l atac. Aha, aha. Da, ceva. Și poate hi-hats-urile gen mai rapide. Eu, la BPM-ul ăsta n-am ce să-ți fac decât hip-hop sau balans. 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 Dacă o dăm cu încă 10 mai sus. Uite ce Berechet, bagă-i balans. Dacă o dai cu încă 10 mai sus, mai... Că Berechet mai deja avea film, cântă ceva la balcon, da. La... Da, eu deja m-am făcut. Pe aia zic. Dar să-și facă și Rari și după dăm. Ia, ia. Ai pauză de țigară? Aia-i. Bă, da, am lăsat telefonul acolo. Dă-și mie, Rariș. Ce, o apă, ce da? Cum e? Totul bine? Bă, nu prea, cu laptopul ăsta. Are cu niște întâmpină. Tot cu laptopul? Păi, fiindcă văd că aveți spor, v-am lăsat, v-am pupat. Mi-a făcut o plăcere această pasiune. Vizită neașteptată. Te pup. Mai vin pe la voi. Mulțumim pentru vizită. Da, bani, da? Da. Azi. Am concert în Constanța pe 24. Și eu la Galați. Tot pe 24. Și Rareș la Galați, dacă... Dacă sunteți pe la mijloc, ne prindeți pe amândoi. Constanța. Te pup. Pace. Domnule, spor la treabă. E mai bine? Îmi place cum sună. E bine, nu? Îmi place cum sună. Adică prinde formă.